1854 a fost primit un apel de urgență pe Sistemul Național de Apel Unic de Urgență 112 referitor la intensa fumului și flăcările la etajul 2 a Spitalului de Copii Sfânta Maria Iași. La locul intervenției s-au deplasat 6 autospeciale de stins incendiu cu apă și spumă, 2 autoscări, 2 autospeciale transformate în multiple, un echipaj de terapie intensivă și 3 echipaje de prim ajutor. În sprijinul nostru s-a deplasat de la serviciul de ambulanță și trei ambulanțe cu medic. Totodată s-a activat planul roșu la nivelul județului Iași, astfel încât intervenția să fie cât mai oportună. S-a ajuns la locul intervenției la ora 19, iar incendiul a fost lichidat la ora 19:37. La locul intervenției s-a constatat că incendiul s-a produs într-un salon, într-un cabinet medical, ardeau materiale combustibile din interior. Surse probabil la ora asta? După efectuarea cercetării la fața locului, vom stabili cauza de producere a incendiului și vă vom comunica. Există vreo suspiciune totuși? Nu avem informații referitor la anumite cauze care să fi produs incendiul. După cercetare. E posibil ca instalația de aer condiționat să fi cauzat incendiul? După efectuarea cercetării, vă vom comunica exact cauza de incendiu. Perfect, doamna profesor. Evacuarea s-a făcut din motive de securitate. Copiii, părinții și personalul medical care au necesitat evacuare se aflau în altă zonă decât cea afectată, deci ei nu au fost afectați de fum, de flacăre sau gaze toxice. Personalul care a efectuat evacuarea a fost personalul din clinicile de pediatrie de pe etajul respectiv și au fost evacuați 5 copii de pe un etaj și 7 copii de pe celălalt etaj. Primii 5 copii erau însoțiți de 4 părinți și 6 cadre medicale. Ceilalți 7 copii, dintre care un copil intubat, ventilat mecanic, erau însoțiți de 4 părinți și 6 persoane medicale. Motivul, din nou spun, este cel de securitate. Ei se află acum pe etajul 1 și pe etajul 4, două etaje care nu sunt afectate de către incendiu sau de fum sau de apa care a fost folosită la stingerea incendiului. Iar medicii de la SMURT care au intervenit la activarea planului roșu fac doar o inventariere a locației. Am avut grijă și de personalul medical din Spitalul Sfânta Maria împreună cu autoritățile, cu doamna manager. Personalul a fost susținut, a fost consiliat. Cea mai implicată este asistenta șefă din zona respectivă. Toată lumea este într-o stare bună, dar evident emoțional există reacții care se vor liniști în timp și care au nevoie în continuare de suport din partea tuturor. Ele au constatat doar că există fum, au găsit locul de unde provenea incendiu și au făcut exact ceea ce trebuia să facă, adică au deconectat sursele de energie, au deconectat sursele de oxigen și au evacuat toți pacienții cu părinții și personalul medical, asistenți medicali și infirmiere care se aflau în zona respectivă. Pacientul intubat era la etajul imediat următor? Niciunul din acești pacienți nu este un pacient COVID. Trei se aflau în zona tampon COVID, astfel încât ei așteptau rezultatele testării, așa cum se face la internarea tuturor pacienților în toate spitalele. Nu există suspiciune că vreunul ar avea infecție cu SARS-CoV-2. Totuși s-au păstrat toate măsurile de protecție de către personalul medical, mă refer la mască, mănuși, halate. A fost pusă cumva viața în pericol a unui pacient? Nu, din ceea ce am constatat în acest moment, nu s-a pus viața în pericol pentru niciun pacient, pentru niciun aparținător și pentru niciuna dintre asistentele și infirmierele care se aflau acolo. Evident, există și elemente care vor mai fi cercetate, constatate. Nu am avut intervenții medicale. S-a făcut evacuarea, noi am făcut doar un suport și o evaluare a situației pacienților. Evident, unul dintre medicii de la noi, de la SMURT, s-a dus să vadă în primul rând copilul care fusese intubat și transferat pe secția de ATI de la etajul 1 și care se afla în stare
stabilă, pentru că el este internat pentru o malformație digestivă. Nu s-a întâmplat nimic în cadrul acestui incident cu starea lui. Ce se afla în acel salon? Era un cabinet medical în care cred că erau documente medicale și mobilier. Nu existau echipamente medicale care ar fi putut suferi și reacția colegilor de aici din pediatrie a fost una foarte rapidă și bine realizată. La timp s-au oprit toate sursele de oxigen, de curent electric, a fost la momentul ajungerii echipajelor de la pompieri realizată tot ceea ce înseamnă o intervenție a celor din spital. Iar transferul a fost doar intraspitalicesc, nu a fost nevoie să se facă vreun transfer în afara spitalului. Domnul director al Direcției de Sănătate Publică a decis să pregătească un spital suport pentru orice necesitate. Urgențele vor fi tratate la Spitalul de Neurochirurgie. Am vorbit cu conducerea spitalului, echipa de gardă de la Spitalul de Neurochirurgie este pregătită să primească eventualele urgențe împreună cu echipa medicală de la Spitalul de Copii pentru rezolvarea lor. Deci în această seară urgențele vor ajunge astăzi și mâine probabil, pentru că până când se face igienizează, se face curățenie și mai departe, nu se va putea intra acolo. Și atunci urgențele vor fi rezolvate la Spitalul de Neurochirurgie. Deci așa salonul ATI rămâne închis deocamdată? Salonul ATI rămâne închis, se igienizează, acolo e apă. Nu erau copii în zona incendiului, nu erau părinți în zona incendiului, spun încă o dată. Este fum și apă. Este fum și apă, de aceea au fost evacuați, din motive de securitate, nu pentru că ei se aflau acolo. Mulțumim!